Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O tâlhărie comisă în pandemie cu masca pe față a ajuns la instanța supremă, care acum trebuie să ia o decizie foarte importantă. Persoana care purta masca chirurgicală a comis un furt calificat sau necalificat? Că dacă te duci mascat la JAF, este circumstanța agravantă. Păi da, dar el cred că s-a dus mascat ca să-și protejeze victimele. Sănătatea și victimele, da. Deci povestea a fost așa. El, hoțul, a furat un telefon dintr-un magazin, mă rog, de la o persoană care se afla într-un magazin în București. Uh-huh. Undeva, nu știu, un magazin de telefon. Din buzunar. Da. Și el a respectat legea când a venit vorba de purtatul măștii la interior. Așa zice legea, omul cu respect față de lege și-a pus masca, a intrat la furat. S-a întâmplat anul trecut în mai, când toată țara abia ieșise din starea de urgență. Și asta este curtea de apel unde se judecă dosarul, a trimis la judecătorii mai importanți de la Curtea Supremă. Magistrații au arătat că în forma calificată furtul e comis de către o persoană mascată, deghizată sau travestită. Și în funcție de răspuns, adică dacă masca chirurgicală e factor agravant când fur ceva sau nu, află omul că stă la pușcărie, scrie G4 Media. Deci dacă e fur calificat, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani. În timp ce pentru forma simplă, legea prevede până la maximum 3 ani de închisoare. Eu zic că a fost responsabil. Da. Poate de asta unii parlamentari nu poartă mască în timpul ședințelor din Parlament, ca să nu fie circumstanța agravantă când sunt prinși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.